Sfârșitul lui Vladimir Putin, directorul Agenției de Informații din Statele Unite ale Americii, a vorbit despre războiul ruso-ucrainean, precizând că Vladimir Putin nu și-a putut atinge obiectivele pe care le avea în Ucraina. Șeful serviciilor de informații ale Pentagonului spune că forțele rusești s-au dovedit incapabile să atingă obiectivele inițiale ale președintelui Vladimir Putin în Ucraina, așa cum stau lucrurile în prezent. Regresele Federației Ruse dovedesc că forțele sale sunt incapabile să atingă obiectivele inițiale ale președintelui Vladimir Putin de a invada țara în situația actuală, a declarat șeful serviciului de informații al Pentagonului. Salutare, dragilor, și bine ați venit la un nou material. Eșec uriaș pentru Vladimir Putin. Serviciile de informații americane au declarat că nu va fi capabil să facă ceea ce intenționa. Tu ce părere ai? Consideri că tot ce se întâmplă acum în Ucraina reprezintă un eșec dezastros pentru Rusia și, de fapt, în principiu pentru Vladimir Putin, atât pe plan social, cât și politic, și lista poate continua. Chiar sunt curios de răspunsul tău și te invit să îl lași în secția de comentarii ca să putem porni o dezbatere. Acum, haideți să vedem mai pe îndelete ce a spus șeful din America, șeful Pentagonului, și să vedem ce zic și alți analiști politici cu privire la așa zisul eșec al armatei ruse în Ucraina. Ajungem la un punct în care cred că Putin va trebui să-și revizuiască obiectivele acestei operațiuni, a declarat în cadrul unei conferințe general-locotenent Scott Barrier, directorul Agenției de Informații și Apărării. Acesta a mai spus: este destul de clar acum că nu va fi capabil să facă ceea ce intenționa inițial să facă. Forțele rusești au suferit eșecuri majore de la lansarea, săptămâna trecută, a contraofensivei ucrainene, care a forțat trupele Moscovei să se retragă din mari porțiuni din nord-estul Ucrainei. Rușii au planificat o ocupație, nu neapărat o invazie, iar acest lucru i-a făcut să dea înapoi, a spus Barrier, citând reticența de până acum a lui Putin de a mobiliza complet forțele rusești pentru a aduce mai mulți oameni în luptă. Locatarul de la Casa Albă și alți oficiali ai administrației acestuia n-au calificat retragerea rusă drept o victorie ucraineană sau un punct de cotitură război, în timp ce analiștii sunt de părere că este imposibil de evaluat ceea ce s-ar putea întâmpla în continuare în ceea ce privește conflictul ruso-ucrainean. El se apropie de un punct de decizie, a spus Barrier despre Putin. Care va fi această decizie, nu știm, dar asta va determina în mare măsură cât va dura acest conflict, scrie de la ABC News. Barrier a luat cuvântul în cadrul unui grup de discuții cu alți oficiali de rang înalt la summitul Comunității de Informații și Securitate Națională de la National Harbor, în Maryland, la periferia Washingtonului. Directorul adjunct al CIA, David Cohen, a declarat că apetitul pentru risc al lui Putin nu trebuie subestimat. Nu cred că ar trebui să subestimăm aderența lui Putin la agenda sa inițială, care a fost aceea de a controla Ucraina. Nu cred că am văzut vreun motiv să credem că s-a îndepărtat de acest lucru, a declarat David Cohen. Recenta contraofensivă a Ucrainei nu va schimba planurile Rusiei, a declarat Vladimir Putin în primele sale comentarii publice pe această temă. Într-o faptă remarcabilă, forțele ucrainene spun că au capturat peste 8.000 de kilometri pătrați în 6 zile în regiunea nord-estică Kharkov. Pe acest fond, liderul de la Kremlin a declarat după un summit al Organizației de Cooperare de la Shanghai din orașul uzbek Samarkand că el nu s-a grăbit, în timp ce ofensiva din regiunea ucraineană Donbas rămâne în desfășurare. De asemenea, a precizat că până în prezent Rusia nu și-a desfășurat toate forțele. Operația noastră ofensivă în Donbas nu se oprește, avansează, nu într-un ritm foarte rapid, dar cuceresc treptat tot mai mult teritoriu, a declarat președintele rus Vladimir Putin. În plus, președintele Federației Ruse a comentat contraofensiva Ucrainei și nu și-a putut abține un zâmbet atunci când a venit vorba despre cât timp va reuși țara lui Volodymyr Zelensky să țină această contraofensivă. Autoritățile de la Kiev au anunțat că au lansat și că desfășoară operațiune activă de contraofensivă. E bine să vedem cum se dezvoltă, cum se termină, a declarat Vladimir Putin și a afișat un zâmbet care a fost subiectul mai multor publicații internaționale. Vladimir Putin a primit de asemenea o lovitură puternică la summitul de la Samarkand. Deși căuta susținere din partea Indiei și a Chinei, lucrurile s-au întors împotriva acestuia. Din ce în ce mai multe publicații confirmă faptul că liderul de la Moscova
a rămas aproape singur. Săptămâna dificilă a lui Vladimir Putin a fost încheiată de cuvintele președintelui american Joe Biden, care l-a avertizat împotriva folosirii armelor chimice sau nucleare pe frontul ucrainian. Nu o face, nu o face. Dacă ai face-o, fața războiului s-ar schimba, a spus Biden într-un interviu la CBC, ca și cum i s-ar fi adresat direct. Președintele Statelor Unite ale Americii nu a intrat în detalii despre care ar putea fi răspunsul SUA în cazul în care va apărea evenimentul nuclear, dar a asigurat, vor fi consecințe. Întrucât Pentagonul nu a identificat încă elemente care să sugereze o evoluție nucleară a conflictului, cel mult ipoteza vehiculată în cercurile militare este aceea unei posibile utilizări a tactice atomice cu rază scurtă de acțiune. Cuvintele lui Biden arată de fapt înspre câmpul de luptă, arată la Stampa. Încă din iunie, odată cu decizia de a trimite sisteme de rachete de artilerie de mare mobilitate la Kiev și de a consolida instruirea privind utilizarea noilor instrumente, axa luptei s-a schimbat definitiv în favoarea părții ucrainiene. Și acest lucru a avut un efect de domino asupra situației de izolare politică a Rusiei, care a fost pus în scenă colateral și la summitul de la Samarkand din 15 și 16 septembrie. Aici, liderii asiatici prezenți, în special China și India, nu s-au exprimat în sprijinul lui Vladimir Putin în modul în care se aștepta el și, deși serviciul de presă oficial rusesc a minimizat divergențele, misiunea de recuperare a consensului nu se poate spune că a avut succes. Printre detaliile ieșite la iveală la finalul summitului se numără și așteptările la care a fost supus președintele rus înainte de începerea diferitelor întâlniri bilaterale. S-au dus vremurile în care îi se permitea să apară cu cel puțin 45 de minute întârziere sau să-și facă oaspeții să aștepte în anticamerele incomode. De data aceasta, fotografiile nemiloase ale ceremonialului uzbek care a organizat summitul îl înfățișau singur în fața unui scaun gol, așteptând sosirea liderilor Kazahstanului, Uzbekistanului și Tajikistanului pentru a-i strânge mâna. Republicile din Asia Centrală sunt cele care au exprimat în fața Chinei cea mai mare îngrijorare cu privire la consecințele războiului în Ucraina. Se tem că vor fi victimele succesive ale mâniilor imperialiste ale Kremlinului și nu se simt mai în siguranță în politicile lor de apărare și control al teritoriului. Și Erdogan a făcut să aștepte câteva minute, iar relațiile cu Turcia s-au răcit și din cauza tensiunilor din Caucazul de Sud. Atacul Azerbaidjanului asupra Armeniei probabil nu ar fi avut loc în prezența unei Rusii care nu ar fi fost slăbită pe frontul ucrainian, care ar fi fost capabilă să supravegheze securitatea Erevanului. Erdogan nu a ascuns divergențele care au fost registrate și în chestiunea Ciprului de Nord și a aprovizionării cu îngrășăminte și produse alimentare din Ucraina, care afectează întregul comerț din Marea Neagră. Cam atât a fost, dragilor, acest material. Sper că v-a plăcut. Voi ce părere aveți? Considerați că Vladimir Putin a rămas mai singur ca niciodată? Considerați că foarte multe țări încearcă să iasă din spectrul acesta al Rusiei? Chiar sunt curios de răspunsul vostru. Nu uitați să intrați pe canal, postăm materiale zi de zi legate de știri și alte subiecte interesante și vă urez mult succes în tot ceea ce faceți.